Zâmbetul meu vine de la acest motiv că m-a întrebat cineva cum este și locația în sesiune activare codul de ascensiune în Constanța și eu chiar până acum recent nu știam unde o să fie și în final, uite-te, cu Universul s-a aliniat toate puterile magice care mă susțin pe mine, pe tine și pe noi în perioada aceasta ca să aflu și eu în final unde o să fie susținut sesiune de activare codul de ascensiune în Constanța în data de 20 ianuarie, adică doar într-o săptămână. Acum anunț oficial, o să fie în centrul holistic care este pe strada Ștefan cel Mare, numărul 63, etaj 2. Mă bucur foarte mult că ne-am adunat peste 22 de participanți confirmați, asumați, acei oameni care au ales și ei să investească din timp, energie și resursele lor în dezvoltarea lor personală și ascensiunea lor spirituală, așa că dacă și tu ești printre acei persoane, te felicit și îți sunt extrem de recunoscător că și tu, ca și mine, faci acest lucru în continuare. Tu, eu, noi, timpul nostru, viața noastră, această oportunitate care avem acum aici, în această viață, în acest corp, este cea mai importantă și valoroasă avere pe care o avem. Și eu și tu suntem responsabili, în primul rând, să fim noi bine cu noi. Atunci când eu sunt bine cu mine și ridic vibrația mea în continuare, da, și investesc în mine, în dezvoltarea mea personală, în ascensiunea mea spirituală, și fac tot posibil în fiecare zi să devin cea mai bună variantă a mea și să ridic vibrația mea, clar de unde sunt, eu pot să influențez în cel mai pozitiv mod posibil pe toți cei în jurul nostru. Așa că, fratele și sora mea stelar, îți mulțumesc că faci asta, în primul rând pentru tine, nu datorită că vii la acest eveniment. Acest eveniment este un eveniment care împreună organizăm. Așa cum tu la rândul tău mă susții pe mine și eu sunt aici să susțin pe tine și împreună susținem pe toți ceilalți frați și surorii noastre galactice. Cu aceasta asumare responsabilitate de a ridica vibrația noastră și a ridica vibrația și conștiința planetară. Și mai bine să împărtășesc ceva cu tine. Te rog să vii la acest eveniment fără nicio așteptare. Să vii cu mintea și sufletul tău deschis și să te bucuri de acele surprize care ghizii tăi spiritual și cele mai înalte entități de lumină și iubire au pregătit pentru tine, pentru mine și pentru noi. Și sunt absolut sigur, atunci când eu fac acest lucru, în primul rând pentru mine și las așteptările mele și acele lucruri care mental, rațional îmi doresc să le obțin și când calc pașii în misiunea sufletului meu cu inima mea deschisă, cu siguranță afară de lucruri magice, altceva nu se poate întâmpla în acest proces.